te afli pe cel mai tare canal de dezvoltare personală care dă lucrurile pe față, iar în clipul de astăzi descoperi o chestie superbă. Și anume, cum faci, ce trebuie să faci să creezi o conexiune cu o femeie de care evident tu ești atras. Pentru că mulți caută să facă treaba asta și în realitate gândește chiar acum, de câte ori oare am reușit noi să creăm o conexiune cu o femeie? Oare nu ne luăm deseori sin pe Instagram, pe Tinder nu mai zic, încerci cu 100 de femei, nu știu dacă îți răspunde una. Pe Facebook te bagi în seamă. 2-3 mesaje după care iarăși sin, iarăși ceva nu e ok. Cauți să ieși la un date și care este problema acolo? Îți spune că nu prea are timp, îți spune că trebuie să plece la bunica, tot felul de scuze. Dar după nici măcar nu mai dă un semn. Și atunci ajungi să te întrebi, oare nu e problema la mine? Oare nu este ceva ce totuși greșesc? Așa că, dacă astea sunt întrebările, clipul ăsta este pentru tine. Și primul lucru despre care vom vorbi chiar acum e ceva ce să-ți placă maxim. Există un crez pe care orice om ar trebui să-l aibă. Și fie că îți dai seama sau nu, toți îl avem de fapt. Crezul acesta sunt lucrurile pe care noi ni le spunem în fiecare zi. Partea faină la treaba asta e că majoritatea, 99%, dacă nu chiar 100%, chiar toți, nici măcar nu suntem conștienți că noi facem asta. Și acum, ca să înțelegi la ce mă refer, oprește 2 secunde, ia o respirație profundă și caută să stai în liniște, să vezi ce trece prin mintea ta. Pentru că ce trece prin mintea ta sunt lucrurile pe care tu ți le spui în fiecare zi. Și în majoritatea cazurilor trec lucruri de ură, lucruri de, nu știu, lucruri care dor, lucruri care sabotează sinele, adică te sabotezi singur, lucruri care te trag în jos, vocile părinților, a societății, a prietenilor care au o problemă cu prietena ta sau cu câinele tău sau mai știu eu, iarăși, toate lucrurile astea. Și în momentul ăsta, fie că îți dai seama sau nu, astea sunt lucrurile pe care tu le repeți în fiecare zi. Astea sunt lucrurile care, mă crezi sau nu, practic conturează viața ta. Conturează realitatea pe care o trăiești, pentru că realitatea este subiectivă, ea nu există. Realitatea pe care o ai tu, foarte probabil nu este realitatea pe care o am eu. Deci toți vedem lucrurile prin niște filtre. Ne-am pus niște ochelari, iar noi acum privim prin ochelarii aceia. Și atunci trebuie să te întrebi, oare de ce omul lui a merge atât de bine? Pentru că are o altă pereche de ochelari, o pereche de ochelari mai de brand, vede mai bine prin ei. Și atunci mie de ce merge atât de rău? Să fie oare datorită crezului despre care menționa Fără Sens TV? Și atunci trebuie să-ți dai seama că, da, în manieră subconștientă, automatizată poate, tind să spui lucrurile nasoale, tind să tot auzi vocea tatălui tău care te blestema și așa mai departe, sau vocea mamei tale care îți spunea că nu ești suficient, vocea profesorilor care îți spuneau că nu o să ajungi nimic în viață, vocea șefului de la muncă unde ai lucrat. Toate lucrurile astea se adună, iar tu astăzi te urăști, îți oferi tot felul de chestii nasoale. Tocmai ce am terminat cartea Pe Valurile Alfa 2 și vreau să vă spun că este incredibilă. Am citit-o de 2 ori să mă asigur că prind ceva, că eu sunt mai nebun așa. Ce pot să spun? Dacă ești în căutarea să devii cât mai bun cu tine și cu femeile în general, să o recomand cu căldură pentru că te va ajuta foarte mult. Lore nu degeaba tot spune în clipul să luăm cartea pentru că ne vrea bine de frate. Și da, pe mine chiar m-a ajutat foarte mult. Mi-a plăcut, de exemplu, foarte mult Artea de a fi curios. Mi-a dat maxim acel capitol și multe altele. Mi-a plăcut foarte mult La Nota de Plată, mi-a plăcut foarte mult Izolarea în 4 locuri. Deci e prea frumos. Deci dacă vrei să te separi de ceilalți, în primul rând citește, frate. Nu regrezi dacă iei carte. De ce? Pentru că n-ai cum să regrezi o investiție făcută în tine. Și cu asta am spus tot. Hai, vă salut și să luăm acțiune, frate, că despre asta e vorba. Când în realitate ar trebui să te oprești o secundă să-ți dai seama că tu nu mai trăiești în trecut. Tu trebuie să te desparți de trecutul ăsta ca să înceapă în sfârșit adevăratul prezent pe care tu îl trăiești. Adevărata schimbare începe când tu faci pace cu ceea ce a fost în trecut și atunci aici se produce vindecarea emoțională. Te aștept foarte mult să apelezi la un crez, da? Și să-ți dai seama ca să apelezi la un crez nou, care este crezul pe care l-aplici tu în fiecare zi. Ia o foaie de hârtie, dacă tu începi să scrii: sunt un gras, sunt un prost, nu am succes, m-aș duce să abordez o femeie, dar ultima dată când am făcut-o nu am avut succes, deci nu merită, m-aș duce la tipa asta, dar bazat pe ultimele 3 experiențe, bla 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 bla. Vezi ce-ți spui și dă-ți seama că s-ar putea să fie nevoie să te forțezi în primele zile. Să apelezi la un crez nou care să controleze acum viața ta și înțelege că la orice urmează tu să spui, în general creierul tău va căuta și o dovadă ca să o poată transpune în realitate. Cel puțin pe baza experiențelor mele, asta am observat. Oricât m-aș minți eu făcând afirmații în fața oglinzii că sunt deștept, sunt încrezător, în realitate mă mint pentru că imediat mă sabotează creierul. Creierul spune, ia să vedem noi o dovadă la ceea ce spui tu. Și are drive-ul acesta automat de a căuta momentele când tu ai dat-o în bară. Dar partea bună este că ai nevoie de un singur moment în care tu ai reușit ceea ce spui. Iar dacă tu poți să te agăzi de acel moment, realitatea ta din momentul respectiv se schimbă. Așa că hai să-ți dau un crez pe care eu cred că ar trebui să-l aibă absolut toți oamenii și pe care îl predau cu multă fermitate și dragoste la coaching oamenilor față de care am o dragoste, o empatie și o compasiune foarte mare. Iar crezul meu este format din 3 propoziții. Prima, oamenii fac ceea ce știu mai bine la momentul ăla. Asta înseamnă că imediat ce îți spui asta în fiecare zi, reușești să ierți
pe oricine ți-a greșit cu ceva. A doua, bazându-ne pe religie, care spune că am venit pe pământ și suntem, dai seama, suntem noi oamenii, totul am creat noi, adică noi am creat materia, ce vedem, haine, masa asta, cărțile astea, tot e creat de om. Dacă ar fi să eliminăm toate lucrurile astea, tot zgomotul ăsta de fundal, aș fi eu cu tine în fundul gol în momentul ăsta, pentru că nu mai avem nici haine. Exact cum am venit. Și atunci întrebarea vine, ce este cu adevărat important pe lumea asta? Cariera ta, lucrurile pe care vrei să le obții material sau de fapt relațiile cu oamenii, că doar pe ei îi ai. Și al treilea lucru, care face parte din crezul meu, toți oamenii caută să evite suferința. Întreabă-te dacă nu cumva asta faci și tu în momentul ăsta, că dacă nu făceai asta nu erai pe fără sens TV. În același timp, toți oamenii, dacă ei caută să evite suferința, înseamnă că ei ce fac de fapt? Caută să evite suferința, dar caută fericirea, nu? Caută să obțină fericirea, oricum ar descrie-o. Și atunci, gândindu-mă la aceste lucruri, acestea fiind crezul meu, mă ajută în fiecare zi să fiu mai empatic, să fiu un izvor de iubire, să fiu un izvor de compasiune și să nu mai judec atât de agresiv oamenii pentru ceea ce îmi fac. Îmi dau seama că realitatea au fost răniți și tot ce își doresc este să iubească. Și îmi dau voie să fiu acel izvor de iubire și să nasc sau să trezesc stările astea din oameni respectiv. Cu unii reușesc, cu alții sigur că nu. Asta vreau să înțelegi, că dacă vrei să creezi o conexiune cu femeia din fața ta, deseori o să te simți blocat pentru că tu ai anumite percepții. NLP-ul explică foarte bine care e treaba cu percepțiile și cu cum ar trebui să te separi de lucrurile astea, să-ți dai seama că nu toți oamenii văd la fel lucrurile. Și atunci e foarte ușor să vezi o femeie care în opinia ta este greșită sau are un ego până la cer și așa mai departe. Dar ți-aș aminti că e normal să vedem unele chestii în oameni, sunt evidente, însă în momentul în care ți-ți pasă de lucrurile pe care le vezi în omul respectiv, îți pasă și ai această încărcătură emoțională pentru că ele există de fapt și în tine. Eu pot să văd o femeie care are un ego, să mă uit la ea, să zâmbesc, să încerc să îi arăt cât de faină e viața de fapt, să caut să-i ofer o perspectivă, să poată să facă un reframing predat foarte bine în NLP, care spune efectiv să schimb punctul de vedere, pentru că atunci îți schimbi realitatea, ceea ce fac eu aici cu voi. Sau pot să mă supăr pe faptul că îi afișează acel ego și să-mi zică cum își permite să mă iau pe hate și așa mai departe, pe tot felul de injurii pe care le aduc la adresa ei, dar atunci, fii atent, eu am o problemă cu ea. De ce am o problemă cu ea? Pentru că văd lucrurile din ea care există de fapt în mine. Și atunci, te ajută crezul ăsta? Sigur că da. Vrei să te conectezi cu femeia din față, să ai o conexiune, vrei să ieși la date-uri, vrei să îi pese de tine, va trebui să-ți pese de ea. Va trebui să vezi dincolo de cuvinte, ceva ce noi predăm foarte bine acum, ceva pe care ne vom axa foarte mult în 2022 și ceva care va exista curând în cartea pe valul Alpha 3. Însă până acolo, de ce subliniem chestiile astea? De ce sunt importante? Pentru că următorul punct pe care îl parcurgem în acest videoclip este că noi ca și oameni suntem niște oglinzi. Întotdeauna lucrurile pe care le vezi în oamenii din fața ta au existat cândva în tine. Și întotdeauna când lucrurile te apasă în omul pe care îl vezi în încăpere, este pentru că s-ar putea ca ele încă să existe în tine. Și atunci trebuie să-ți dai seama că ceea ce vorbești, gândești, transmiți și afișezi, dezvoltă în final ideea de identitate și cine ești de fapt. De aceea se spune că dezvoltarea personală nu e ceva cum citești tu o carte, stai pe canapea și mai... Nu, e multă muncă în spate. E foarte multă muncă în spate. Înseamnă că tu înțelegi importanța dezvoltării personale. Înseamnă că da, din momentul ăsta vei sta, vei citi mult, vei sta pe meditații jumătate de oră, o oră, două ore pe zi, poate și mai mult, depinde, în funcție de timp. Vei sta să abordezi femei, pentru că are o importanță dating-ul pentru tine. Nu poți trăi singur, nu? Și atunci, asta vreau să sugerez aici. Noi suntem oglinzi. Ceea ce sunt eu pentru omul din fața mea, întotdeauna și omul din fața mea va fi pentru mine. Și atunci, dacă eu aleg să am o energie frumoasă, să devin omul care te iubește foarte mult pe sine și așa mai departe, vrei, nu vrei, o să atragi oamenii aceștia. Iar dacă nu îi atragi, dacă să spunem, ai picat la un party unde toată lumea e fucked up, doar tu ești la corect sau mai știu eu cum, doar fiind starea aceasta de empatie și iubire, vei trezi emoția asta care, apropo, există în oamenii respectivi. Faptul că ei nu o pot vedea ca un văl de ceață în fața ochilor, că suferă și că se simt neînțeleși, asta nu e problema ta. Problema ta este de ce uiți de cine ești tu. De ce reacția unei persoane sau faptul că te judecă, părerea sa, te afectează pe tine. Acolo ar fi o problemă. Acolo ar trebui să te gândești foarte bine. Îți mulțumesc tare mult că mi-ai urmărit și sper că acest videoclip să aducă mult mai multă claritate când vine vorba de a te conecta cu persoana din fața ta. Gândește la acest cuvânt conexiune, adică văd prin tine. Contactul meu vizual trece prin tine și ajunge în inimă, pentru că atâta mă interesează. Cine ești tu? Ce e în sufletul ăla? Ce e în inima aia? Care este motivul pentru care nu ești stare să mă îmbraci? Care este motivul pentru care nu ești stare să mă soluți acum? Care este motivul pentru care nu poți să-mi spui că mă iubești? Pentru că cu un client recent am luat în brațe și mi-a spus: asta nu e o chestie de gay? Nu, e o chestie de iubire la nivel uman. Așa că îți mulțumesc că m-ai urmărit, iar până data viitoare să-mi fii bine.